Regele ăla de la Cluj, ăla de la Cluj, văi de mama lui ce aeroport e, vestitul aeroport de la Cluj. Într-adevăr, vin avioane peste tot din Europa, că e un pol acolo interesant, dar aeroportul este un hârb, da? Sunt două magazine în el, zici că ești în gara Mediaș. Deci așa arată. Ăla e aeroport internațional, bă. Vine Air France, vine Turkish, da? Vin companii de-astea low costuri străine, plin de avioane pe acolo. Păi, păi când ajung, da, de n-a aterizat încă avionul și încep să tragă aia de frâne ca să poată să oprească avionul pe pista aia. Ce aeroport e ăla, bă, mâncava-ș gura? Da? Deci un A320 de ăsta, un avion mediu, ai poate să aterizezi și pe un aerodrom. Teoretic, are cele mai mari dificultăți să se oprească la Cluj-Napoca. Ăsta e al doilea aeroport din România și în plină expansiune, bineînțeles. Deci nu s-a făcut nimic, absolut nimic, bă. Și Clujul trebuia să aibă un aeroport cum are Budapesta, mă. Budapesta are un aeroport de stă Bucureștiul, da, ca mâța în coadă, net superior față de otopeni. Deci la nivelul ăla trebuia să fie, bă, dacă ați fi construit ceva. O să faceți și la Cluj metrou aia peste 500 de ani. O să faceți studii de fezabilitate de nenumărate ori. Dar degeaba, bă. Degeaba. Nu se va construi niciodată nimic. Bun, l-au arestat și că pe portocală. Hoțul ăla de portocale, că de fapt așa a fost cunoscut el. Bă, doamna Sorina Matei știe mai bine, nu-i treaba noastră. Mircea Negulescu, pe numele lui, și pe mormânt o să-i scrie tot portocală ăstuia. L-a reținut în această seară secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. La ora 20 era la arestul central. Păi nu puteai, dacă tot te cheamă portocală, moșule, să fii tu în Grecia, într-un portocal în vremea asta? Păi, să poate pe 15 iulie să fii prezent în București? Unde ți-o fi fost capul? Un om ca tine trebuia să fie în Grecia, bă, în perioada asta. Să încerce să treacă în not. Nu știu. Din Creta spre Egipt, de exemplu. Habar n-am. Dar undeva pe acolo, bă. Sau n-aveți curajul să vă duceți. Nici Creta nu mai e la modă, bă. Puțin român să mai duc totuși. De ce? Nu se ajunge cu mașina. Și atunci e mai complicat, așa e. Pe vremuri se mai duceau românii în Creta. Erau charterele alea mai ieftine. A fost abandonată și chiar și ideea de Corfu mi se pare un pic mai puțin decât altă dată. Cel puțin din zona asta a Bucureștiului, că acolo, în partea de sud-vest a României, în Banat, în zona aia, e mai aproape să te duci cu ei, e invers așa. Da? Faci o buclă, mai vezi un pic Balcanii, interesant, e Albania mai aproape. Dar aici, dinspre noi, nu prea. Doar Grecia asta, dinspre Bulgaria, până în Salonic, încolo, și sigur, Halkidiki, toată zona asta, cam asta. Lefkada, asta ce se ajunge cu mașina. Restul nu prea. Cum să stai, domnul Negulescu? Ma ta era în țară. Păi, dar astăzi chiar numai ultimii oameni să mai lasă arestați. Asta e justiție, bă. Palina Bica au prins-o în Italia, era cu ăla al ei, da? Era în dosar. Stau în Italia, acum bine, mersi. Acolo până la toamnă. Toamna, hai să decalează. Toamna înseamnă ianuarie-februarie 2021. Până când s-o judeca procesul ăla, dacă să-i trimită înapoi sau nu. Asta e justiție, bă. Și dacă ăla spune că nu-i trimit înapoi, cum a fost cazul lui Ghiță, o să lucreze la portocali în Sicilia, doamna Alina Bica. Care aștepta pușcăria în România. În condițiile astea să tot faci, bă, infracțiuni. N-ai nicio șansă. Ai plecat în străinătate și nu te mai extradează nimeni. Și goată, nota bene, noroc că-s proști ăștia. Dar ia să fi fost în Ruanda, de exemplu, Alina Bica. Da? Te extrăda Ruanda vreodată pe lumea asta. Dar să zicem că s-a aflat de tine. Păi schimbai pașaportul Ruanda de 6 ori pe aceeași uliță. Te urcai într-un copac dintre ăla, da? Într-un palmier de ăla, stăteai în vârful lui 120 de ani. Vedeai toată Africa de acolo de sus. Păi astea sunt soluțiile, bă, când ați furat toată viața. Nu să te prezinți la arestul poliției la ora 8. Bă, publicitate și ne întoarcem în direct. Fraților, o veste interesantă, dar și tristă în același timp, cumplită, ne vine de peste ocean, de la redacția de opinii New York Times, unde Barry Weiss a demisionat recent, tocmai pentru că nu se mai putea exprima.
faimosul New York Times, așadar practica o cenzură de asta de interior galopantă, în sensul în care era la dispoziția cititorului, cum ar veni, cum s-a prostit și a făcut o plecăciune impardonabilă și presa din România, desigur, adică la cheremul cititorului în detrimentul adevărului și a unei cauze nobile. Da? Doamna respectivă, Barry Weiss, a spus că la un moment dat a fost acuzată în redacție de nazism și de rasism, doi termeni care sunt goi astăzi de orice sens, de către colegii săi, tocmai pentru că avea curajul să-și expună opiniile. Ea lucrând chiar la secția de opinii, fiind șefă, nu se mai poate scrie nimic în Statele Unite, dar nu este o surpriză, am mai și povestit pe tema asta 509. De atâtea ori alții n-au avut curajul să o facă, am mai spus acest lucru. Astăzi suntem departe de perioada în care mai invidiam Occidentul că are posibilitatea să se exprime. Noi credeam în epoca Ceaușescu că mai importantă este libertatea de exprimare decât mâncarea. Cuvântul este mai important decât salamul. Noi așa am fost crescuți, am trăit cu ideea asta pentru libertate, pentru adevăr, pentru curaj. Ne-am trezit astăzi într-o lume în secolul 21 în care avem aproape la fel de puține argumente ca atunci. Stăm tot în fața unui tranzistor acasă sau de data asta unui computer și încercăm în șoaptă să ne exprimăm opiniile. Nu mai ai curajul să spui nicăieri nimic. Iată, asta ne vine din presa americană și am spus că asta este boala secolului 21 și am combătut-o de la pupitul ăsta, sigur, în detrimentul meu. Oamenii n-au încă maturitatea să înțeleagă. Vor înțelege abia peste 150 de ani, dar la un moment dat vor înțelege că am avut dreptate. Nu trebuie să-i cânți în strună telespectatorului sau cititorului. Este cea mai gravă problemă a presei în general. Da? Așa spune și doamna asta. La ei ce era pe Twitter devenea până la urmă literă de lege. Dacă rețelele de socializare dictau politica tot mai spre stânga a ziarului, asta trebuia. Fără să mai conteze opinia celor care de asta erau acolo, pentru că știau să se exprime. De asta erau acolo, pentru că aveau argumente. Nu! Argumentele tale nu mai pot fi folosite. Uite cum s-a întâmplat în România în această situație. Am intrat într-un colaps dintre ăsta, da, într-o situație de stand-by sanitar, pentru că unora li se pare că e mai comod să nu respecte nimic. Și atunci nici măcar puterea cuvântului, a adevărului, nu mai are câștig de cauză. Autoritățile nu mai pot să impună conduita firească pentru că lumea râde de ei. Râde pentru că este needucată, pentru că este neinstruită. Evident, în Statele Unite lucrurile sunt mai grave decât la noi. Prostia este mai mare pentru că la 300 și ceva de milioane de oameni, da, vă dați seama câtă prostie e acolo. Cititorul a ajuns să schimbe până la urmă, da, direcția ziarului. E ca și cum, da, s-ar urca unul la bordul unui vas de ăsta, ultimul răgne, și a zice, lasă-mă că știu eu, trag eu de cârmă, nu vrei tu să te duci încolo, lasă-mă că te duc eu. Tu știi băiatul cui sunt eu? Și ăla, comandantul spune, da, bineînțeles, statul tău câștigă de 1 milion de ori mai mult pe lună decât câștig eu. Du tu vasul. Bineînțeles, e dreptul tău. Cum să facă cititorii politica ziarului? Dar cine sunt cititorii? Ok, nu te cumpără, nu-i nimic. Da? Atârni gazeta în poiana lui Iocan, da? Și rămâne acolo și peste 150 de ani o să o citească cine trebuie. Asta este menirea jurnalistului, nu să se pună preș în fața idiotului care îl cumpără. Da? Pentru că în ziua de astăzi, cel care te cumpără are toate șansele să fie un idiot. Nu trebuie să te supui lui. El nu este șeful tău, nu este stăpânul tău. Nu el trebuie să-ți dicteze conduita. Dacă, sigur, tu, moralmente, îi ești superior. Sau cel puțin, da, ești pe același nivel. Pentru că, evident că dacă tu ești un om de ăsta uns cu toate alifiile, avem atâtea exemple și la noi, acest conflict nu va exista niciodată. Sigur că ajungi imediat la interesul telespectatorului, al radioascultătorului sau al cititorului, dacă tu ești un om fără coloană vertebrală. Așa sunt toate emisiunile și în România. Imediat să ajunge pe limba telespectatorului, pentru că el comandă. El are telecomanda în mână, el este stăpânul tău. Nu, ați fost învățați greșit. Nu se face așa. Da?
Trebuie să vii și să spui ce ai de spus, că dacă nu, vine altul și spune ce are de spus. Dacă nimeni nu va spune nimic și doar vom auzi de acasă ce vrem să auzim, nu mergem mai departe niciodată. Va din potrivă mergem înapoi. Deși poate că n-ar fi foarte rău să ne întoarcem prin secolul XIX, tot mergând așa ca racu. Da? Dar asta, să nu te mai poți exprima. Nouă de aici ni se face rău și avem așa un elan de solidaritate la adresa presei americane. Ce paradox! Că noi nici nu existam în anii 80 și ei erau cu presa la nivel mondial. Astăzi am ajuns noi, da, să ne uităm cu milă la confrații noștri americani care nu mai pot să spună nimic în ziare. Vă dați seama că nu mai pot să scrii, într-adevăr, la cum arată Statele Unite de astăzi, cum să mai scrii de unul care a furat nu știu câte bidoane de benzină dacă el are altă culoare decât aia care scrie. Cum ai putea să scrii de ăla că e un hoț, că e un infractor, că trebuie prins, că trebuie să stea la pușcă? Nu se mai poate. Și bineînțeles, situații mai grave. Vine unul, bagă cuțitul. Tu nu mai poți să scrii. Da? Protestează 200 pe Twitter. Statele Unite nu există Facebook. Da, acolo Twitterul este evident la mare putere, ca peste tot în Occident. Adică Facebookul este la 10% din puterea Twitterului. Twitterul care ce reprezintă? Da? Exact inteligența la nivelul genunchiului broaștei a planetei. Twitterul este exact ce i se putea întâmpla mai rău omenirii. Adică niște semne, 3-4 rânduri, scrise gramatical greșit în 90% din situații, pentru că mai mult de atât nu mai ai nevoie să te exprimi. Nu mai este nevoie de dezvoltarea ideilor. Bulburusești două abrevieri greșite gramatical și ăsta este tot. Ăstea dictează astăzi pe planetă. Este într-adevăr o situație mai mult decât jenantă. Uite, iarăși o surpriză, citim că tinerii noștri, la care ținem atât de mult și cu care ne mândrim, ar fi ultimii în lume, mă rog, în Europa, deocamdată, la competențe digitale. Cum Dumnezeu? Și că doar 56% din tinerii noștri, cu vârste esențiale cuprinse între 16 și 24 de ani, adică super oameni, 16 ani în ziua de astăzi, ai maturitatea pe care o aveam noi la 25. 16-24 de ani, doar 56% dintre tinerii din România au competențe digitale în marja asta de vârstă, cel mai redus nivel din Europa. Chiar și bulgarii sunt peste noi, 58%. Partea cealaltă, ci că în Croația, dacă vă vine să credeți, 97% din tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani au competențe digitale. Acum, sigur, la noi se spune că ai noștri stau numai pe Facebook sau stau pe jocurile alea de pe calculator sau de pe telefon și asta nu le-ar dezvolta abilități, mă îndoiesc un pic, abilități digitale. Oare croații pe ce stau? Bun, vine Estonia, țara care a inventat Skype-ul, cea mai dezvoltată țară din punct de vedere digital din lume. Asta nu e o surpriză că Estonia e pe poziția a doua, 93% dintre tinerii de acolo au competențe digitale peste medie. Lituania pe poziția a treia, care s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme, extraordinar de mult. Ați văzut că marile companii care pleacă din Marea Britanie de frica Brexitului se duc în Lituania. Mi se pare incredibil. Olanda, bineînțeles, nu e nicio surpriză. Grecia, bă, băiete. Grecia, 92%. În România, doar 56% dintre tineri. Oare să ne tragă mediul rural atât de mult în spate? Caracalul, adică. Da? Zonele astea unde, într-adevăr, ai văzut un computer, ți-ai dat cu el în cap. Eventual, sau mai rău decât atât, sunt zone chiar mai primitive decât astea. Zici că e satana. Te uiți la el ca la un șarpe cu clopoțel. Da? Și zici, asta e satana, să fugim de aici. Se poate. Se poate ca gradul de primitivism să fie atât de mare. În orice caz, cifrele sunt uluitoare. Mai aveam câteva ziare, nu l-ați recunoaște, nu l-a recunoscut nici noi, o imagine de antologie, un observator cultural pe prima pagină. Iată cum arăta romancierul generației 80. E, dacă n-ar fi avut bărbuța asta, am fi știut cu toții, e neastelian Tănase, bă. Uitați-vă la el. E adevărat că un pic îi mijește zâmbetul pe care îl recunoaștem și noi astăzi. Te, bă, era cineva
în anii aia. Astăzi, dacă nu scrie sub o postare de-a lui că e scriitor, nu-l mai recunoaște nimeni. Și în fine, am lăsat pentru final ce era mai spumos, cam ăsta e nivelul națiunii, da? Aici ne identificăm cu toții fără probleme, țara lui Garcea Parcea, uitați-l, marele nostru milițian care s-a făcut de râs în pandemie, nu e singur, bineînțeles, dar poate că Garcea, eu l-am cunoscut așa, e un băiat isteț, un băiat net peste medie. Dar uite că poți să iei razna la un moment dat, cine știe din ce motive, cine știe pe unde te duce viața asta. Cu cască sau fără mască? Asta e întrebarea. Într-adevăr, râde kamikaze de el, pe bună dreptate, s-a făcut de râs în această perioadă cu intervențiile lui care demonstrează că el, de fapt, nu s-a informat de nicăieri. Și mă surprinde încă o dată, pentru că era un tip bine dotat, cu mult simț al umorului, care știa să se descurce, care a demonstrat de altfel că știe să se învârtă în societate și îl duce capul. Nici pe departe nu era un incult dintre ăsta, cum poate credeau unii. Da, uite că, până la urmă, nu e suficient să cunoști un om așa, să zicem, la suprafață, ca să îți dai seama exact cine e. Am primit de la un telespectator, Constantin Boraciu, într-adevăr are nume de scriitor, de Florentin, așa, un roman, un românel, intitulat Haralamb, da? O carte bizară, așa, am încercat să citesc un pic din ea, nu știm de unde să o luăm, dar totuși parcă te orientezi mai bine decât după un Radu Paraschivescu. Parcă totuși un pic mai mult talent aici. Pe mâine seară, fraților!